doamnelor și domnilor, stimați colegi, distinși jurnaliști, vă mulțumesc pentru prezența la această activitate importantă pentru comunitatea noastră. Știu că pentru fiecare dintre cetățeni, administrația publică locală este privită cu reținere. Eu îmi doresc ca primăria să devină, în timp, o instituție respectată, un prieten de bază al fiecărui cetățean. Vă spun cu sinceritate că nu este ușor să conduci o primărie, dar cred că împreună putem să facem ca administrația locală să fie și mai utilă, iar munca fiecărui funcționar din primărie să fie mai eficientă și orientată către nevoia cetățenilor. Mai avem de lucru, probabil, la mentalitate, dar cred că toți putem să facem un efort în acest sens. Pe site-ul instituției am afișat raportul de activitate al principalelor direcții și servicii. Știți foarte bine că am fost întrebat dacă are un sens să trecem toate tipurile de activități desfășurate pe parcursul unui an. Nu știu dacă are vreo relevanță pentru fiecare dintre cei care îl citesc. Însă, în mod sigur, ele reflectă munca celor care lucrează în primărie și care își dau tot interesul ca această muncă să-și o facă și să-și o facă cât mai bine. Mă bucur de asemenea să observ că în ultima perioadă a crescut interesul cetățenilor în ceea ce crește viața orașului nostru și aceasta vine în completarea viziunii pe care eu și echipa mea o avem pentru dezvoltarea românului. Împreună putem face performanță la nivelul administrației. Împreună putem să fim și mai mândri că suntem romașcani. În cele ce urmează, o să vă prezint o sintetizare a activității primăriei municipiului Roman din anul 2019. Acesta este raportul de activitate al primăriei municipiului Roman, a unei echipe de specialiști care, împreună cu mine, îmi place să cred că lucrăm bine și doar în interesul dumneavoastră. Nu am spus niciodată că munca și construirea unei echipe care să conlucreze sunt ușoare. Dar cred că în anul 2018 am reușit să continuăm să dezvoltăm comunitatea în care trăim, să venim cu idei noi care să ne ajute să comunicăm mai bine și mai rapid și să creionăm proiecte care să devină realitate în acest an, dar și în anii care urmează. Din păcate, birocrația și deciziile guvernamentale au produs căderea eficienței pe care mi-aș fi dorit-o să o avem în primărie în anul 2018, dar am căutat și am găsit soluții bune pentru ca, în ciuda scăderii veniturilor și a procedurilor greoaie de atribuire a lucrărilor, orașul să continue să se dezvolte. Din cele 18 proiecte europene depuse, pentru 8 am semnat deja contractele de finanțare. În următoarea perioadă, din fonduri europene, se vor realiza investiții importante ce vor conduce la final la creșterea nivelului de trai al cetățenilor, prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere și educaționale, prin investiții în reabilitarea termică a blocurilor, prin amenajarea unor spații verzi, precum și prin modernizarea sistemului de sănătate. Primăria municipiului Roman a câștigat în anul 2018 8 proiecte pe fonduri europene, din care 2 vizează crearea de parcuri moderne, 2 privesc reabilitarea termică a 8 blocuri. Unul va conduce la extinderea creșei Smirodava, un altul se concentrează pe prevenirea abandonului școlar și alte 2 vizează îmbunătățirea activității administrației și digitalizarea instituției. Primăria municipiului Roman a depus în anul 2018 numai puțin de 18 proiecte europene. La 10 dintre acestea se așteaptă ca organismele de verificare să le puncteze și să ofere finanțarea europeană.
Proiectele aflate în evaluare vizează construirea unei noi grădinițe, reabilitarea unor școli, corpul D al Colegiului Național Roman Vodă, școala Sergiu Ceripitache, școala Costache Negri, școala Carol I sau liceul tehnologic Vasile Sav, modernizarea cinematografului Unirea, asfaltarea de străzi, modernizarea sistemului iluminat cu lămpi LED, precum și extinderea spitalului și dotarea lui ca și centru imagistic performant. Avem semnat contractul multianual de reparație cu covor asfaltic a străzilor, iar încă de anul trecut am început să asfaltăm și străzile de la periferie, iar în acest an vom continua modernizarea străzilor din cartierele Petru Rareș și Bălcescu, la care vom adăuga reabilitarea cu pavele a trotuarilor. În ceea ce privește investițiile în infrastructură, în anul 2018 a continuat modernizarea ansamblului de străzi Mărului, Tinosului, Pescarilor și Ocniței. Au continuat lucrările de realizare a canalizării de apă menajeră pe străzile Nicolae Bălcescu, Avram Iancu și Ion Luca Caragiale și a canalizării de apă pluvială pe străzile Petru Rareș, Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, Fundătura Crișan și Ion Luca Caragiale. Au demarat lucrările de amenajare a Parcului Jora, proiect european finanțat prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est. O altă investiție importantă, ce va fi finalizată în această primăvară, o presupune reabilitarea și modernizarea parcării din piața Roman Vodă. În toamna anului trecut s-au executat lucrări de asfaltare cu covor asfaltic pe străzile Păcii, Martir Cloșca, Ecaterina Teodoroiu, tronson cuprins între Bulevardul Republicii și Martir Cloșca, Gheorghe Doja, tronsonul cuprins între Bulevardul Republicii și Martir Cloșca, Maramureș, Olteniei, Spiru Haret, Tudor Vladimirescu, tronsonul cuprins între Bulevardul Republicii și Martir Cloșca și Thomas Telian. Demersurile făcute au atras fonduri importante la Spitalul Municipal de Urgență Roman, care are pentru multe specialități aparatură modernă, iar personalul medical este pregătit pentru intervenții ce se execută în marile clinici universitare. Înființarea secției de paliație va permite îngrijirea potrivită a persoanelor grav bolnave, oferindu-le suport și celor apropiați. Anul trecut au fost reparate cu covor asfaltic toate căile de acces și aleile din unitățile de învățământ din oraș, urmând ca anul acesta să fie modernizate terenurile de sport. O atenție sporită a fost acordată și sistemului de sănătate. Prin demersurile făcute pe parcursul anului trecut, la Spitalul Municipal de Urgență Roman au fost atrase de la Consiliul Județean și Ministerul Sănătății fonduri importante de peste 1,2 milioane de lei, care s-au concretizat în achiziția a peste 20 de echipamente medicale moderne. Atenția este îndreptată și către tânăra generație, căreia, pe lângă reabilitarea a două grădinițe, le vom moderniza cu suprafață de protecție alte 4 locuri de joacă și vom amplasa coșuri de basket în cartiere. Reabilitarea în totalitate a clădirii din cartierul Bălcescu și darea ei în administrarea Asociației de Sprijin pentru Copii cu Handicap, filiala Roman, oferă un sprijin important persoanelor cu dizabilități și care au acum posibilitatea de a-și desfășura activitățile recreative și de recuperare în condiții optime. Sper ca și lucrările pe care le vom începe anul acesta la fostul azil de pe strada Veronica Micle să ofere asociațiilor de voluntari spațiul necesar pentru zecile de activități pe care le derulează pentru oraș. Direcția de asistență socială, pe lângă activitățile curente și coordonarea celor 3 centre sociale, Centrul de zi pentru copii, Casa bunicilor și Casa pâinii, a monitorizat un număr de 317 familii, întocmind fișe de identificare a riscurilor pentru fiecare copil, ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Administrația locală continuă să se implice în a mări suprafața de spații verzi, odată cu întreținerea celei deja existente. Pe tot parcursul anului 2018 au fost plantate peste 150.000 de fire de flori care au crescut în serele primăriei. S-au plantat 30 de puieți de molid în zona centrală, 30 de arbuși decorativi în pietonal Ștefan cel Mare, peste 1.000 de salcâmi cu echipa Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Alți 1.000 de arbori din speciile tei, paltin, frasin și mesteacăn au fost distribuiți în asociațiile de proprietari. În vederea promovării bazei de agrement și a sportului în rândurile cetățenilor, indiferent de vârstă, în anul 2018 au fost organizate diverse evenimente în Complexul Sportiv și de Agrement Moldova. Prima ediție a MTB Roman Maraton, concurs de ciclism, caravana de joacă, parteneriat cu Asociația Bucurie în Mișcare România, petrecere în ștrand în asociere cu Municipiul Roman, parada moto Alege Viața în asociere cu Clubul Moto Mușatinii Roman.
ediția MTB Roman Maraton din data de 5 mai 2018 a reunit participanți din Roman, dar și din alte zone ale țării, fiind prezenți 470 de concurenți. Cu toate că sezonul estival 2018 nu a fost unul favorabil din punct de vedere al condițiilor meteo, am reușit totuși să atragem un număr însemnat de vizitatori. În zona ștrandului municipal am avut un număr de 50.500 de vizitatori. În zona de picnic și agrement, foișoarele au fost închiriate de 2.142 de ori pe întreg sezonul. Pe parcursul întregului an, la bazinul de not acoperit, am avut un număr total de 15.621 utilizatori, însumând atât activitatea de didactic, cât și activitatea de agrement. Soluția la multe probleme este comunicarea, iar din 2018, romașcanii au la dispoziție o aplicație, pentru Roman, care ne ajută pe noi să aflăm cât mai repede problemele din oraș și să vă arătăm dumneavoastră, cetățenilor, că avem soluții de rezolvare a lor și să facem asta într-un timp pe care mi-l doresc cât mai scurt. Pe parcursul anului trecut s-au trasat 11 parcări noi, totalizând 288 de locuri, parcurgându-se etapele procedurale în vederea închirierii acestora. Au fost emise 272 contracte noi, astfel încât, la sfârșitul anului 2018, numărul total de parcări de reședință amenajate pe raza municipiului Roman, ajungând la 180, totalizând 4.006 locuri, din care 3.598 de locuri sunt închiriate. În ceea ce privește administrarea parcărilor publice, pe raza municipiului sunt amenajate un număr de 423 de locuri de parcare cu plată, pe care sunt montate 22 de parcometre. În cursul anului 2018 a fost demarată procedura de extindere a zonelor cu parcări publice și de achiziție a serviciilor necesare implementării sistemului de plată a acestora prin SMS sau prin intermediul aplicației de parc, alternative care vor fi funcționale începând cu data de 4 martie 2019. Începând cu anul acesta, am implementat pentru prima dată bugetarea participativă, prin care practic dumneavoastră, cetățenii, puteți să creionați proiecte în limita sumei de 200.000 de lei, astfel încât, împreună, să facem cât mai multe lucruri bune pentru orașul în care trăim. Mai multe idei și soluții vor face ca viziunea de dezvoltare a Romanului să fie cea mai potrivită. Să le mulțumesc și colegilor care s-au dedicat la realizarea acestui material și sunt convins că raportul pe anul viitor va fi unul și mai generos. Aici avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a realiza acest lucru. Vă mulțumesc pentru prezență, vă doresc o primăvară frumoasă tuturor, colegilor mei din Primăria Municipiului Roman, tuturor cetățenilor Municipiului Roman și vă asigur de toate bunele intenții și de continuarea ritmului de dezvoltare a Municipiului Roman. Vă mulțumesc încă o dată!